Nume mare ale luptelor greco-romane românești și-au aruncat privirile asupra memorialului Victor Popescu, primul concurs de lupte inițiat de Dunărea Giurgiu de la reînființarea secției din urmă cu 2 ani. Memorialul Victor Popescu, competiția care este organizată astăzi, reprezintă pentru foștii sportivi care în urmă cu 35 de ani au făcut parte din prima echipă de lupte, un motiv de aducere aminte despre fostul mare sportiv, mare antrenor Victor Popescu, sportiv care a dominat în perioada anilor 58-65 luptele greco-romane în țară și în Europa. Organizatorii au oferit diplome de excelență pentru cei care au sprijinit această acțiune, printre care s-a numărat și deputatul Florian Nicolae. Vă urez succes și să dea Dumnezeu toți reușiți pe primele locuri. 15 cluburi au răspuns invitației giurgiuvenilor de a participa la concursul de lupte, ce a adunat peste 100 de sportivi. Turneul a fost rezervat juniorilor, cadeților și copiilor. După o pauză de 35 de ani, într-adevăr, iată că din nou la Giurgiu se organizează o astfel de competiție. După cum discutam și cu oficialii federației, este o acțiune foarte bine pusă ca dată, în felul acesta putând verifica nivelul de pregătire al sportivilor pentru competițiile care urmează și campionatele naționale, dar scopul principal din punctul meu de vedere este promovarea acestei ramuri de sport în județul nostru care, după cum știm cu toții, a avut tradiție. Competiția a fost organizată sub egida Federației Române de Lupte, condusă de Răzvan Pârcălabu, cel care este originar din județul Giurgiu și deține șefia Federației din anul 2013. Este o mare mândrie și onoare pentru mine ca președinte al Federației Române de Lupte că județul meu natal ne reprezintă și astăzi ne reprezintă cu cinste și chiar am constatat oameni preocupați de performanță la Giurgiu și îi asigur pe această cale că au tot sprijinul Federației Române de Lupte. Turneul a fost privit cu ochi buni de cluburi cu nume mare în lumea luptelor, CSS Râmnicu Vâlcea, CSS Steaua sau CSS Dinamo București. Aș putea să spun că față de cum era generația noastră, este puțin mai slabă, dar acum avem o federație tânără, un președinte tânăr și un secretar general care vor să facă ceva pentru sportul luptelor. Foști campioni mondiali, naționali și olimpici au salutat inițiativa de a scoate din umbră luptele greco-romane din Giurgiu și au luat parte la eveniment. Printre aceștia s-a aflat și Nicu Gingă, multiplu campion la lupte, originar din Comuna Gostinu. Acum, mie cel puțin, la care am fost la atâtea competiții mondiale și astea, dar aici mi s-a părut extraordinar de bine organizată. Aici, pe parcurs, o să iasă niște campioni, pentru că resurse umane sunt. Luptătorii de la Dunărea Giurgiu au întrecut așteptările și au obținut cea mai mare performanță a lor. Au câștigat 20 de medalii la concurs, revenindu-le astfel și trofeul pentru cel mai bun club participant. Pot să spun că am văzut adevărate meciuri de finală de campionat național. Am avut un lot foarte bine pregătit, 3 săptămâni de pregătire intensă, foarte omogen. Ne-a oferit șansa să terminăm, să câștigăm prima ediție a acestui concurs.